n-a să-l aleagă primar. Și eu foarte mult chem moldovenii la aceste alegeri să fie foarte atenți. Dacă voi sunteți îndreptați spre dreapta, votați-l pe Brega, este ama care e flămând și e cinstit și n-a sfurie. Nu votați mafia asta. Noi am văzut aftaprobegul ăsta al Peleului, tăți în jipuri. Ei cu 8 ani în urmă erau tăți sărași, mureau de foame. Din Pumblaș spune că el e cinstit și sărac. Dar nu uitați-vă, tăți au prins la bani. Tăți niște jipuri cu niște Land Rover, ei fac aftaprobeg. Dar de unde au ei ăștia bani? De atât dacă au furat primăria asta, uitați-vă câte probleme cu corupția. Ba juristul închis, ba acolo intermediari, acum au o problemă, nu se hotărăște în primărie, păi și nu se duc și dă bani, te-ți dau bani. Și întrebați oameni, noi am fost la piața centrală, te-ți plătesc, unde se duc banii? În primărie nu se duc. Asta ajungem ca anii 90 ceva cu crâșă, te-ți plătesc crâșa. Este o problemă la calea Basarabiei. Primarul nu iscălește că am înțeles că se vrea bani și iară de acolo. Adică sunt umilioși și oamenii din Chișinău știu problemele astea, dar se duc și botează. Pe urma să zic că aoleu mi s-a furat miliardul. Dar cum vreți voi dacă sunteți? Voi singuri vă dați la provocările astea, să plângeți mult și ghine. Și în cel mai interesant, uitați-vă situația geopolitică.